sărbătorim 10 ani de căsnicie. Mulți ani de... 10 ani frumoși, în care am realizat foarte, foarte multe lucruri și numai în acești 10 ani, pentru că suntem de, da, de o viață împreună, avem foarte multe realizări împreună. Ne-am căsătorit. Practic, știi, nu o uiți niciodată, că este, da, sărbătorim două lucruri odată și parcă e mai mare bucuria și fericirea când vezi atâtea lucruri pe care le-ai făcut și împlinire atât de multe. De la soțul tău ce-ai primit? De obicei nu prea mă nimerește cu cadourile care îmi plac, să zic așa, deși m-a nimerit de multe ori. Mi-a spus, uite, alege tu ce vrei să faci, da, de ziua ta, sigură. Spune-mi și eu voi face. Da, am un gând, dar este o surpriză, dar nu aș vrea să o spun pentru că este o surpriză pe care vreau să o fac și cuiva din viața mea. Vreau să fac o vacanță, să-mi petrec o vacanță, nu mare, mică, câteva zile, vreau să plec undeva. Am ales o destinație, dar rămâne de văzut. De data asta nu cu Lucian. Deci merge la distracție, cum se spune. Da, nu cu Lucian, este surpriza lui pentru mine, așa a spus, da? Petrec acasă cu familia, cu ei, de ziua mea, de ziua noastră. Și ulterior rămâne să plec în vacanța mea de câteva zile.